În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucenici părinți, împreună slujitori în Hristos, iubiți credincioși și credincioase, astăzi este praznic mare împărătesc. Biserica dremăritoare de pretutindeni prăznuiește intrarea Mântuitorului Hristos în Ierusalim spre mântuitoare jertfă și slăvită înviere. Desigur, vor preceda pătimirile sfinte ale Mântuitorului Hristos, așa cum El însuși le-a binevestit mai înainte sfinților săi apostoli, că iată, ne urcăm la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile bătrânilor poporului, a fariseilor și a cărturarilor, și îl vor vinde, și îl vor scuipa, și îl vor bătea, și îl vor condamna la moarte pe cruce și va fi omorât, dar a treia zi va învia. Deci prăznuim intrarea triumfală, dar în același timp zmerită, a Mântuitorului Hristos pentru ultima dată în cetatea Ierusalimului. A venit Mântuitorul de mai multe ori în Ierusalim și în aceste zile, înainte de Paștele Iudeilor, chiar a plâns pentru cetatea Ierusalimului, zicând: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi, așa cum adună o cloșcă puii sub aripile ei, adică să vă încredințați de misiunea și de dumnezeirea mea, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu cel întrupat și Mesia cel adevărat. Să nu mai așteptați un alt Mesia, ci Mesia sunt eu, Fiul lui Dumnezeu, care am venit să mântuiesc pe om din robia păcatului și a morții. Eu nu sunt un împărat pământesc, ci împăratul cerurilor smerit la condiția umană, pentru că a luat și firea noastră, fiind Dumnezeu și rămânând Dumnezeu, dar a îndumnezăit-o, a sfințit-o și a noit-o, a trecut-o prin moarte și a umplut-o cu slava învierii și, înălțându-se la ceruri, a dus-o pe tronul Preasfintei Treimi. Mântuitorul Hristos, deși a prevestit mai înainte sfintele sale pătimiri, pe care avea să le suporte de la bătrânii poporului, de la mulțimile care au fost înverșunate împotriva lui și ațâțate de farisei și de cărturari ca să-i ceară moartea. Dar, iubiți credincioși, evenimentele acestea se vor petrece în săptămâna care se deschide de astăzi, numită Săptămâna Mare. Mântuitorul Hristos intră astăzi smerit, dar și triumfal. Triumfal ca un împărat al cerurilor, pe care îl cântă îngerii și îl slăvesc puterile cele cerești. Este slăvit și aclamat de mulțime și intră în cetatea Ierusalimului, dar blând, smerit, tăcut și într-un fel trist, călare pe mânzul asinei, fiul celei de sub jug. Duminica de astăzi mai este numită și Duminica Floriilor, pentru că mulțimile au primit cu un impact deosebit minunea învierii lui Lazar în Betania. Și pe urmă, când Mântuitorul a vrut să intre în Ierusalim, i-a ieșit într-o întâmpinare și alții îl urmau și țineau în mână stâlpări sau flori de finic. Alții așterneau haine pe calea pe care avea el să treacă și alții tăiau ramuri de copaci și le așterneau pe cale. Era un entuziasm spontan al mulțimilor, aclamându-l pe Iisus, și asupra lor a avut un impact deosebit minunea săvârșită puțin mai înainte, când cu puterea sa dumnezeiască a înviat pe Lazar în Betania, fratele surorilor Marta și Maria. El fiind mort de 4 zile și s-a descoperit Martei că El este învierea și viața. Doamne, dacă erai aici, că Mântuitorul n-a fost atunci de față când Lazar a adormit, ci era pe cale spre Ierusalim și cu puterea dumnezeiască și cu Duh dumnezeiesc
a știut că Lazar a adormit și pe urmă le-a spus ucenicilor deschis că el a murit. Iar Marta, ieșind în întâmpinarea Mântuitorului, care nu intră în cetatea Ierusalimului în primă fază, ci merge în Betania, acolo unde era Lazar cel mort deja de 4 zile. Doamne, dacă erai aici, așa cum ai făcut alte minuni și ai înviat pe fica lui Iair și pe fiul văduvei din Ain și pe mulți bolnavi ai tămăduit, dacă erai aici la noi în Betania, că ai intrat în casa noastră de mai multe ori, așa obișnuia Mântuitorul ca în drumul său spre Ierusalim să poposească în casa celor două surori, Marta și Maria, unde era și Lazar, sau alte ori în casa lui Simon cel lepros, tot în Betania, și pe urmă intra în cetatea sfântă. Și a zis Marta: Doamne, dacă erai aici, fratele meu n-ar fi murit. Iar Mântuitorul i-a spus: crede numai că fratele tău va învia. I-a răspuns: da, Doamne, știm că va învia când va fi învierea morților, adică învierea cea de obște, când vor învia toți morții, la sfârșitul veacurilor, așa cum au vestit prorocii. Iar Mântuitorul s-a descoperit pe sine și spune: ei și nouă peste veacuri, eu sunt învierea și viața. Cel care va crede în mine, chiar dacă va muri, viu va fi. Deci a dezlegat taina morții, pentru că El este Dumnezeu adevărat. Din Dumnezeu adevărat, stăpân al vieții și al morții. Și prin slava învierii cele de a treia zi, va arăta că El a chemat existența la viață. Și viața este cea care stăpânește și trebuie să stăpânească peste întreaga existență. La Dumnezeu nu este moarte. El a călcat cu moartea sa pe moarte. De El a ieșit biruitor, biruind moartea și păcatul și prădând toată puterea iadului. Făcând minunea învierii lui Lazar, căci l-a chemat cu cuvânt Dumnezeu: Lazar, vino afară, și a înviat Lazar. Și pe urmă i s-a făcut un ospăț, o cină acolo în casa lui Lazar sau a lui Simon lepros, cum spun alți evangheliști. Și era și Lazar de față. Lazar a mai trăit după învierea sa, pentru că el a fost readus la viața aceasta pământească încă 30 de ani. N-a mai râs, n-a mai mâncat decât legume sau și fructe, se spune în tradiția bisericească. Și pe urmă a ajuns episcop în cetatea Chition, astăzi Larnaca, în Cipru. Iar chiar Maica Domnului i-a cusut cu mâna ei primul omofor, că a ajuns episcop al acelei biserici, al acelei comunități din Cipru, și a fost înmormântat la Larnaca. Acolo este mormântul lui Lazar. Iată Lazar, cel care a murit de două ori, odată în Betania și odată la Larnaca, după învierea pe care s-a petrecut, că Mântuitorul a iubit pe Lazar și pe cele două surori și cu puterea sa dumnezeiască l-a readus la viață. Mulțimile fiind impresionate de această minune și toată vestea s-a răspândit în cetățile din jur, pentru că Betania este aproape de Ierusalim, doar la câțiva kilometri. Este și localitatea aceea, Betfage, la fel de aproape și de Betania și de Ierusalim. Și în zonă este și Betleemul. Vestea despre învierea lui Lazar s-a răspândit repede și veneau mulțimile să-l vadă și pe Mântuitorul Hristos, dar și pe Lazar cel înviat. Doar cei care nu se bucurau erau fariseii și cărturarii, pentru că sub impresia acestei minuni deosebite și prin primirea care i s-a făcut Mântuitorului când a intrat în Ierusalim, fariseii vedeau că mulți dintre cei care erau de la sinagogă se îndepărtau de cercurile lor și se apropiau de cercul ucenicilor și credeau în Hristos. Numai ei cugetau altceva, cugetau ca să-L prindă și pe Iisus și pe Lazar și să-i omoare. Dar le era frică de popor și căutau alte prilejuri, nu cumva să nu fie acum de sărbătoare, să nu fie de sărbătoarea Paștilor, că peste 6 zile erau Paștile și să nu se facă tulburare în popor. Dar Mântuitorul Hristos, făcându-i se cină
în casa lui Simon cel lepros și acolo era și Lazar, cel înviat, Marta și Maria. Are loc ultima ungere a Mântuitorului Hristos. Maria, sora lui Lazar, se menționează în Sfânta Evanghelie de la Ioan, pe care am auzit-o astăzi la capitolul 12, că a luat un vas de alabastru cu mir de nard de mult preț și l-a spart și a uns capul și picioarele Mântuitorului și le-a șters cu părul capului ei. Iată o ungere prevestitoare, care prevestea moartea Mântuitorului și cum a fost el uns și pregătit, că după ce a murit de pe cruce și a fost coborât de pe cruce și a așezat în mormânt. Pentru că chiar și ucenicii și mai ales Iuda cel vânzător și trădător a comentat gestul pe care l-a făcut Maria, zicând, de ce s-a risipit acest mir de mare preț? Că era de vreo, mirul ar avea o valoare de vreo 300 de dinari, o valoare destul de mare pentru vremurile acelea. A spus Iuda gândind secularizat, nu gândind pentru slava lui Dumnezeu, că ungerea era adusă Fiului lui Dumnezeu. A zis, de ce nu s-a vândut mirul acesta, ci să se dea săracilor? Dar spune evanghelistul Ioan, cel care va sta aproape de pieptul Mântuitorului la cina cea de taină, dar zice, el a zis aceasta pentru că era fur și el a purta punga apostolilor, punga cu bani și mai lua de acolo și pentru el. Era fur și vânzător, că el va vinde pe Mântuitorul Hristos pe 30 de arginți. Iar Mântuitorul i-a dat răspuns trădătorului Iuda și minții lui viclene, i-a dat răspuns zicând, lasă să nu-i faceți nicio tulburare femeii, adică Mariei, că pentru îngroparea mea a făcut aceasta. Și unde se va vesti Evanghelia în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea, că pentru ziua îngropării mele a făcut ea acest gest. Iată ultima ungere a Mântuitorului înainte de intrarea lui spre pătimire, spre jertfă, spre cruce, dar și spre înviere în Ierusalim. Iar a doua zi, Mântuitorul se pregătea să intre în cetatea Ierusalimului. Mulți l-au îndemnat, Doamne, farisei și cărturarii fac plan ca să te prindă și să te omoare, dar planul Mântuitorului era stabilit, pentru că pentru el trebuia să se împlinească cele scrise de proroci și toate aveau să se împlinească și să se desfășoare pentru el și pentru mântuirea noastră în această săptămână mare, în aceste zile unice, irepetabile din istoria umanității. Când Fiul lui Dumnezeu intră spre jertfă, va fi dat ca un miel spre junghiere, va muri pe crucea Golgotei pentru noi, va fi înmormântat și păzit de ostașii romani, dar a treia zi după ce a prădat iadul va învia, plin de slavă ca un Dumnezeu, aducând lumii lumină și înviere. Dar ca să meargă în Ierusalim, Mântuitorul a găsit un alt chip, modest, smerit, ca să intre. Pentru că el nu intra ca un împărat al acestei lumi, ca un împărat pământesc, ci intra ca fiul al lui Dumnezeu. N-a vrut să intre călare pe cal de război sau în car de război. Ai poruncit apostolilor să meargă la Betfage, localitatea aproape de Betania, și acolo să găsească și au găsit o asină și un mânz și să-i-l aducă Mântuitorului Hristos. Și le-au adus așa, și-au rânduit ucenicii și le-au adus Mântuitorului Hristos. Și ucenicii și-au pus hainele pe mânzul asinei, iar Mântuitorul s-a urcat pe asin. Și așa, cu mulțimile care erau adunate în Betania să-l vadă pe Lazar și pe Mântuitorul Hristos, dar și cu mulțimile care auziseră de minune și veneau din Ierusalim în afară spre Betania ca să-l cunoască pe Mântuitorul, să-l vadă și să-l vadă și pe Lazar, când începeau oamenii să vină la Ierusalim. Erau zilele premergătoare Sfintelor Paști a iudeilor. Deja era o mulțime multă
Și mulțimea era entuziastă, plină de respect față de Mântuitorul, dar din topornire duhovnicească au început să strige și să-L aclameze pe Mântuitorul. Menționează Sfintele Evanghelii și prin acestea se împlinește și prorociile despre intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Copiii strigau și ei și toate mulțimile purtau în mâini stâlpări de finic. Alții se așterneau hainele pe cale, iar alții tăiau crengi de copaci. O primire triumfală ca unui împărat, dar totuși Mântuitorul Hristos este zmerit, călare pe mânz de asină și trist pentru ceea ce avea să îi se întâmple în aceste zile în Ierusalim. Căci El nu intră triumfal ca un împărat pământesc, ci intră zmerit că vine spre patimă și jertfă, că peste puține zile va fi vândut, va fi prins, va fi condamnat, va fi judecat și va fi răstignit pe cruce și va muri pe cruce Fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc. Deci mulțimile strigau, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Osana întru cei de sus. Osana se tâlcuiește mântuire sau Domnul este mântuire. Vedeți ce cuvinte frumoase găsite încă la proroci. Osana întru cei de sus, împăratul lui Israel. Așa l-au numit mulțimile. Alții spuneau împăratul lui David, pentru că și el era cu adevărat urmașul lui David, cel ridicat pe tronul lui David, dar nu ca împărat pământesc, ci ca un mijlocitor al mântuirii noastre, și căci el este arhiereul și jertfa care se aduce în păcare Tatălui pentru întreg neamul omenesc. Mântuitorul Hristos se dă pe sine, căci ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie împotriva celor ce o tund pe ea, așa nu și-a deschis gura sa. Le-a primit toate, căci așa trebuia să se împlinească Scriptura și toate erau rânduite și Mântuitorul Hristos le va accepta. Chiar dacă unele erau dureroase pentru El, a plâns pentru Ierusalim, a plâns pentru răutatea oamenilor, că mulți sub influența fariseilor și a cărturarilor astăzi îi strigau Osana. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, dar întărâtați de arhierei și de bătrânii poporului, peste câteva zile în curtea lui Pilat și în curtea arhiereilor Ana și Caiafa vor striga aceleași guri: răstignește-l, răstignește-l. Iar Caiafa va zice: mai bine este să moară un om decât tot poporul. Pentru că mulți credeau că Mântuitorul Hristos vine ca un împărat al lumii acesteia și îi va izbăvi din robia romană. De El vine să împace pe om cu Dumnezeu prin jertfa crucii sale. Strigau și copiii: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Împlinindu-se prorocia lui David din Psalmul 8, versetul 2 și 3, din gura pruncilor și al celor care sug, ai săvârșit laudă. Se împlinea prorocia lui Zaharia de la capitolul 9. Bucură-te, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, că iată împăratul tău. Deci Hristos ca împărat zmerit, împărat al cerurilor, coborât pe pământ. Iată că împăratul tău vine blând, călare pe mânz de asină. Atunci când au trimis Mântuitorul pe ucenici să caute asina și mânzul și să le dezlege și să le aducă înaintea lui, se împlinea o prorocie, se împlinea un gest făcut de fiul lui Iacob, pomenit în Cartea Facerii la capitolul 49, că asina tâlcuie Sfinții Părinți, însemna sinagoga iudaică, sinagoga iudeilor adusă la Hristos, iar mânzul de asină înseamnă noul Israel, biserica cea dintre neamuri a lui Hristos, mânzul de asină pe care n-a așezut nimeni până atunci și n-a lucrat nimeni cu el. Cu asina se lucra la câmp și la pământ. Pe mânzul asinei a încălecat Mântuitorul Hristos și într-un alai deosebit cu mulțimile care îl aclamau,
a intrat în cetatea Ierusalimului. Astăzi prăznuim acest eveniment, că Mântuitorul, intrând în cetate, se va duce la templu, acolo unde era casa tatălui său, și va izgoni pe vânzătorii de bani și pe cei care în curtea templului vindeau animale și făceau comerț, și va mustra și va da afară cu biciul, zicând: de ce ați făcut casa mea, căci casa, peșteră de tâlhari, că ea este casă de rugăciune. Și Mântuitorul, și aceasta a stârnit ura și invidia iudeilor, a unora dintre ei, desigur, în special a cercurilor, bătrânilor poporului, arhierei și cărturarii care căutau prilej acum să pună mâna pe Mântuitorul Hristos și să-L omoare, să-L condamne la moarte, și pe El, dar și pe Lazar, pe care, într-o minune dumnezeiască, cu puterea sa, ca Fiul al lui Dumnezeu, Stăpân al vieții și al morții, l-a înviat în Betania. După aceea, spre seară, în seara aceasta, se va întoarce din nou la Betania și va petrece acolo noaptea, și abia de mâine va reveni din nou în cetatea Ierusalimului și vor începe sfintele sale pătimiri, care vor culmina pe urmă cu jertfa crucii, cu condamnarea Mântuitorului la moarte și moartea sa pe cruce, cu îngroparea, dar și cu slăvita sa înviere. Iubiți credincioși, astăzi este o zi deosebită și dumneavoastră ați venit cu sufletele înnoite aici să-L întâmpinăm și noi, duhovnicește, pe Mântuitorul Hristos, care intră în Ierusalimul Său, care este Biserica, dar și trebuie să intre în Ierusalimul sufletului fiecăruia dintre noi. Sufletul nostru să se deschidă astăzi ca un Ierusalim și din toată inima să-i cântăm și noi cu mulțimile, cu pruncii și cu toți care l-aclamau pe Mântuitorul: Osana întru cei de sus, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Să fim aproape de Mântuitorul Hristos, chiar dacă zilele pe care le petrecem sunt mai grele. Să nu lăsăm singur în săptămâna asta, să nu lăsăm singur doar cu Maica Domnului și cu ucenicul iubit sub crucea Golgotei. Să fim și noi aproape de Hristos, pentru că El intră în casa sufletului nostru, dar noi trebuie să-i deschidem și acolo să intre cu smerenia sa, dar să intre cu iertarea sa, să fie o bună așezare a sufletului nostru în aceste zile, când ne apropiem de sărbătoarea mare a Învierii Mântuitorului Hristos. Începutul se face de astăzi, din Duminica Floriilor, fie dar ca și noi cu florile virtuților, cu stâlpări de credință și de fapte bune, să întâmpinăm pe Mântuitorul Hristos, care blând și zmerit, călare pe mânz de asină, intră în cetatea Ierusalimului. Fie dar, iubiți credincioși, ca Duminica Floriilor de astăzi să facă să înflorească în credință, în iubire, în smerenie, în fapte bune și sufletele noastre. Și Mântuitorul Hristos, care vine spre patimă și jertfă, să le verse în sufletul nostru tărie în credință, pentru ca trecând prin săptămâna mare, fiind aproape de El, în clipele grele, când va fi răstignit și va muri pe crucea Golgotei, să putem auzi și noi, atunci în dimineața învierii, vestea cea bună, că Hristos a înviat. Amin.